mulțumesc foarte mult că ați ajuns astăzi, mai ales după o asemenea campanie electorală interesantă, de alături fascinantă pentru dezbaterile publice din România. Eu am adunat astăzi aici de mai multe motive. În primul rând pentru că avem cu ce să ne mândrim anul acesta, mai ales cu raportul și cu formul pe care l-am avut la începutul anului, în februarie 2019. Și în al doilea rând, pentru că avem 5 ani de activitate pe care am întâlnit luna trecută. Iar, în al treilea rând, pentru că este o oportunitate de a mai pune niște accente pe agenda de politică externă a României. Și mă bucur foarte mult că de-a lungul celor 5 ani am reușit să adunăm foarte mulți oameni care să ne sprijine și să ne ofere tot suportul lor în ceea ce privește conținutul dezbaterilor pe care le organizăm, agendei noastre de advocacy pe probleme de politică externă și mai ales pe spațiul post-sovietic. Și astăzi e o onoare pentru mine că vom aborda două subiecte extrem de importante pentru mine, în primul rând ca și expert pe spațiul post-sovietic, Ucraina și Republica Moldova. Mulți dintre dumneavoastră știți că avem de ce să vorbim despre Ucraina, avem de ce să vorbim despre Republica Moldova și avem și expertiza necesară. Iar noi, cei de la Experts for Security and Global Affairs, întotdeauna încercăm să promovăm experții adevărate, experții care nu se documentează doar online, experții care se documentează, care chiar fac interviuri de cercetare în regiune, care abordează problemele un pic mai pragmatic decât ceilalți și merg de foarte multe ori la fața locului. Așa cum v-am spus, anul 2019 noi l-am dedicat practic Ucrainei și relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina. A fost un proiect pe care eu personal mi l-am dorit mai mult și am impus cumva pe agenda organizației, pe agenda think tank-ului IESGA, acest subiect și mă bucur că au acceptat colega mea Leonela Leca și Claudiu De Gerato, deja expert asociat, pot să spun așa, pentru că ne susține extrem de mult, că au acceptat să facă parte dintr-o echipă de cercetare care a fost foarte pedantă în a-și face munca așa cum trebuie, în a critica autoritățile într-un mod constructiv, când a venit cu propuneri și recomandări pentru autoritățile din România. Vreau să fac această precizare, este foarte importantă. Noi atunci când am elaborat aceste country paper-uri, pentru că sunt două, pe unul dumneavoastră l-ați primit pe mail, cei care nu l-au primit îmi pot lăsa un mesaj și le voi trimite pe mail. Și îl voi trimite de asemenea și cel de-al doilea country paper elaborat de colegii noștri din Ucraina. Obiectivul nostru a fost să fim critici cu autoritățile noastre, nu cu autoritățile ucrainene. De ce? Pentru că suntem de părere că de aici trebuie să înceapă lucrurile să se miște într-o direcție mult mai eficientă, mult mai pragmatică, bazată pe generarea de oportunități pentru ambele state și pentru depășirea acelor probleme pe care noi le-am avut de-a lungul istoriei în relația bilaterală și care a creat, de fapt, un handicap atât la nivel de interacțiune politică, cât și la nivel de interacțiune diplomatică sau chiar economică. Pentru că o să vedeți din cele două prezentări cât de mult ne lamentăm noi în trecutul nostru istoric și nu încercăm să generăm acele oportunități și beneficii pentru cetățenii din ambele state. Astfel, nu încurajăm nici cum o depășire a unui moment critic pe care l-am avut de-a lungul timpului, iar ultimul dintre el a fost acum 2 ani, în septembrie 2017. Și de atunci, practic, nu s-a mai întâmplat aproape nimic în relația bilaterală ca și evoluție, iar noi ne dorim să schimbăm aceste lucruri. De aceea, în perioada următoare, vom insista, având deja acest country paper, pe foarte multe activități de advocacy în care să ne întâlnim cu autorități publice locale, centrale, reprezentanții diferitelor instituții, astfel încât lucrurile să se schimbe. În cea de-a doua parte o să vorbim despre Republica Moldova, pentru că noi suntem din Republica Moldova, o parte dintre cei de la IESGA, și pentru că am făcut studii în România și nu mi se pare corect să lăsăm cumva neacoperit Republica Moldova, mai ales că din ceea ce am observat în ultimii ani, este nevoie de a
interesa mai mult să discutăm, să dezbatem, să vorbim, să explicăm, să traducem Republica Moldova în limba română, așa cum o facem cu Ucraina, pentru că sunt lucruri pe care nu le înțeleg cei de la București în ceea ce privește Chișinău. Și o să vină un pic mai târziu Dumitru Munzărar, expertul pe care l-am invitat special pentru acest eveniment, ca să ne vorbească despre riscurile, despre amenințările la care este expusă Republica Moldova și nu numai așa. Dumitru ne va oferi și câteva recomandări la care a lucrat împreună cu un alt expert din afară, în calitate de expert ai asociației Institutului pentru Reforme Europene din Politici Reforme Europene din Republica Moldova. În sală avem foarte mulți prieteni, avem ambasada Ucrainei și mulțumim lui Alexandru Zlatin pentru că este aici alături de noi. De fapt, el ne-a și susținut de-a lungul timpului. Vorbim chiar foarte bun de limba română și avem pe domnul ambasador Mihail Grivincea și pe domnul consilier Mihail Mărțu, pe care l-am cunoscut tot într-un context de alegeri, de scrutin electoral. Și mă bucur foarte mult că putem să extindem rețeaua de susținători și rețeaua de experți care se devină din ce în ce mai interesanți. Acum, așa cum este și studiul, voi începe prin a-i da cuvântul lui Claudiu Degeratu, pentru că el, în raportul pe care noi l-am elaborat în acest an, s-a ocupat de agenda de politică externă și cea de securitate, și a venit cu câteva propuneri extrem de valoroase, adică prețioase pentru noi, care merită a fi luate în considerare atunci când se evaluează sau se analizează politici publice în România. Claudiu, te rog. Mulțumesc, Angela. Bună ziua tuturor. Aș vrea în primul rând să spun că precizarea Angel este foarte importantă. Perspectiva noastră asupra raportului este cea legată de a oferi expertiză mai mult pentru autoritățile din România. Noi am avut o colaborare foarte bună și cu echipa ucrainiană, cu Sergi Gerasimciuc și cu Hanna Seles. Au fost, după părerea mea, niște parteneri extraordinari pentru că ne-au dat anumite feedback-uri și vă invit de asemenea să consultați și contribuția lor pe pagina ESGA. Revenind la raportul nostru, la partea mea de contribuție, aș vrea de asemenea să spun câteva lucruri. M-a interesat din punct de vedere, să zicem, metodologic, să înțeleg mai bine și pun poziția unor grupuri de experți din România față de această problemă. Noi aveam la început o ipoteză de lucru, aceea că există un interes destul de scăzut al comunității de experți din România vis-a-vis de Ucraina. În general, această relație bilaterală a fost trecută în plan secundar față de, dacă ne uităm la profilul vecinului nostru, față de adevărata încărcătură strategică a vecinătății. Și atunci, sigur că am dezvoltat o cercetare care a vizat oferirea sau identificarea unor dimensiuni prin care noi să înțelegem mai bine de ce totuși în România se discută mai puțin despre relația bilaterală cu Ucraina pe domeniul securității și apărării. În prima parte a raportului, după cum ați văzut, probabil am avut o abordare istorică, să înțelegem, de fapt, să zicem, modelul istoric de raportare a României la vecinul nostru cel mai important. Și acolo veți găsi istoria înainte de 1989, foarte, foarte succint, poziția noastră specială în cadrul tratatului de la Varșovia și dezvoltarea unei culturi strategice care înainte de 89 însemna de fapt o abordare foarte prudentă a tuturor entităților care erau sub cupola URSS-ului. Și din acest punct de vedere, probabil că vom înțelege mai bine de ce anumite elemente din această abordare prudentă se regăsesc și acum în să zicem, în reflecția românească pe marginea relațiilor bilaterale. Cred că este un factor, sigur,
o parte din asta vă spune da, a trecut destul de mult timp și că nu există. După părerea mea, când discutăm de cultură strategică, cred că acest factor pe termen lung a influențat și poziția României față de Ucraina. Justifica sau nu? Deci aici avem e greu de spus de ce nu am redus foarte mult acest bagaj istoric în, să zicem, în avantajul unei abordări mai pragmatice. Dar în același timp, așa cum veți găsi în raport, am avut și o abordare pragmatică după 1989, perioada de tranziție, în care am încercat să favorizăm toate oportunitățile posibile vis-a-vis de relația noastră cu Ucraina, în special orientarea pro-atlantistă a Ucrainei în perioada 2007-2008-2009, atunci când România a fost extrem de activă pentru sprijinirea parcursului european și euroatlantic al Ucrainei. Și am gestionat și anumite ambiguități din evoluția Ucrainei, această politică multivectorială, politică externă multivectorială sau anumite decizii legate de relația bilaterală Ucraina-Federația Rusă, le-am gestionat destul de pragmatic și am încercat să nu rupem toate punțile sau să schimbăm radical direcțiile. Deci, elemente de continuitate în abordarea pragmatică există, la fel cum există și cealaltă parte de abordare mai prudentă față de un vecin important, dar cu o agendă de securitate destul de complicată. Pentru că ne-a interesat mai mult să vedem ce putem face în perspectivă, studiul pe grupul de 25 de experți a încercat să identifice care sunt palierele importante care ar trebui avute în vedere pentru a dezvolta un cadru de dialog de securitate bilateral ceva mai consistent. Potențialul există, toată lumea spune că există acest potențial, majoritatea experților spun că Ucraina ar trebui să fie să aibă un capitol destul de relevant în strategia noastră de apărare și pentru viitor. Din raport, de asemenea, observați că eu fac această distinție între abordarea noastră regională de dinainte de 2014-2015 și schimbarea radicală a abordării României față de Ucraina după 2015, atunci când Ucraina este nominalizată în strategia noastră de apărare și încercăm, de fapt, să dezvoltăm și acest capitol bilateral ceva mai bine. Până atunci, sigur, România avea, să zicem, sau veți găsi, dacă faceți analiză pe text, veți găsi cele trei elemente importante, parteneriatul strategic cu Statele Unite, relația specială cu Moldova și după aceea tot ce înseamnă aria problematicii vecinătății regionale. Deci tot ce înseamnă probleme regionale cu o lipsă totală de nominalizare a unor țări vecine. După 2015, brusc în text, vom avea și Ucraina, și Georgia, și Moldova, numai din evidențiate. Deci acest lucru denotă o schimbare de abordare și aș încuraja mai mult acest capitol de bilateralism care ar trebui să-l dezvolte România, nu doar cu Ucraina, cu Moldova și cu celelalte țări. E o tendință, acest lucru a fost relevat și de către alți experți din România, că bilateralismul revine puternic în politicile de securitate, ar trebui să folosim mai mult acest palier de acțiune. Și veți observa de asemenea în raport accentul pe care îl pun probabil chiar prea mult excesiv pe faptul că România încearcă să-și gestioneze anumite relații bilaterale doar prin formate regionale sau formate care sunt dezvoltate în interiorul NATO și UE. Câteodată este bine, câteodată nu este bine, pentru că asta înseamnă de fapt o foarte complicată politică regională în care coordonarea nu este așa de eficientă în comparație cu un acord bilateral sau cu o înțelegere bilaterală care ar putea să deblocheze mai rapid anumite lucruri. Deci aici, la fel, cu plusuri și minusuri, și Ucraina a căzut în acest model al României de a fi introdusă într-un capitol mai larg de țări din regiune, în formate regionale și chiar am făcut la un moment dat un raport, o să vedeți un tabel în care, de fapt, am făcut o mapare a
a formatelor în care România, la nivel regional și la nivel bilateral, încearcă să-și dezvolte relațiile cu Ucraina. Eu am folosit 4 dimensiuni în această hartă a potențialului de cooperare cu Ucraina. Este vorba, în primul rând, de palierul de cooperare în domeniul securității și apărării, unde discutăm de interacțiuni permanente sau ad hoc. De asemenea, încerc să înțeleg cum evoluează formatele din al doilea palier, care este cel legat de coordonarea la nivelul sectorului de securitate și apărare. Deci un grad mai avansat de interacțiune cu țara vecină. Al treilea palier care este important și care ar trebui să fie un obiectiv pentru viitor este cel de palierul de integrare în domeniul securității și apărare. Avem exemple în Europa, de exemplu între Germania și Franța, între Olanda și Germania, în care structurii de securitate, de apărare sunt integrate până la nivel de unități sau mari unități militare, acum discut strict militar, și unde nu avem o asemenea experiență cu Ucraina. De fapt, nu avem experiență nici cu, să fim deschiși, nu avem experiență cu nicio țară vecină. Poate vă aduceți aminte o parte dumneavoastră, la începutul anilor 90 aveam vestitele formate batalionul român-ungar, batalionul de geniu român-ucrainian-ungar și așa mai departe. Bineînțeles că ele nu erau forme de integrare cu un caracter permanent, erau destinate exercițiilor și unor interacțiuni la nivel de activități de stat major, dar nu discutăm de același tip de integrare din domeniul apărării în cazul unei unități cum ar fi olandezo-germană. Da? Deci, cumva, aceasta ar fi, să zicem, palierul ideal la care ar trebui să ne uităm sau să încercăm să găsim, mai ales pentru, să zicem, dau doar așa, un singur domeniu și dumneavoastră știți foarte bine, de exemplu, în securitatea maritimă, în regiunea Mării Negre. Cred că ar fi nevoie de un asemenea tip de integrare, de măcar o discuție legată de centrele de coordonare naționale care trebuie să se integreze și să interacționeze permanent. Și, bineînțeles, al patrulea palier important atunci când evaluăm potențialul care există în domeniul cooperării bilaterale, cel legat de proiecte, programe din sfera socială, academică și a societății civile. Aici avem un bilanț mai bun și l-ați văzut și în tabelul din raport. Există mai multe formate care de ani de zile angajează atât experți români cât și ucrainieni, atât pe probleme regionale, securitatea Mării Negre, dar și în chestiuni bilaterale. Ultimul exemplu este forumul ESGA de anul acesta. Aceasta ar fi un prim element pe care m-am gândit să-l introduc. Al doilea important din raport și îmi permis să tot așa să-l pun în evidență este cel legat de un posibil model de opțiuni strategice privind un plan comun sau un roadmap, cum mai este folosit conceptual în limba engleză. Adică noi avem această dezbaterile legate de relațiile bilaterale româno-ucrainiene. Am avut pe de-o parte această analiză obișnuită legată de agenda obișnuită în care intrau inclusiv drepturile minorității românești din Ucraina, problemele de graniță, problemele de canalul Vâstră, problemele cu regiunea economică exclusivă și așa mai departe. Pe de altă parte, există un curent foarte important în dezbaterea românească, cel legat de parteneriatul strategic între România și Ucraina. S-au discutat acum câțiva ani, au fost mai mulți contributori, mai mulți analiști români care au scris, inclusiv articole academice. Eu am avut aici o abordare puțin mai analitică, plecând de la o experiență mai mult personală legată de aceste parteneriate strategice. Dacă ne uităm în istoria celor două țări, Ucraina are 2 sau 3 parteneriate strategice, Lituania cu Polonia, dacă nu greșesc, cu rezultate destul de modeste, ca să discut foarte deschis, cu rezultate destul de modeste, cu toate că potențialul ambelor parteneriate este mult mai mare.
România are un parteneriat de succes cu Statele Unite, cel care a funcționat cel mai bine, restul la fel rezultate foarte modeste în parteneriatele strategice. Aceasta m-a condus de fapt la sugestia de, ca înainte de a discuta despre un parteneriat strategic România-Ucraina, cel mai bine ar fi să discutăm despre un plan cum ajungem la acest parteneriat strategic. De ce? Pentru că și din experiența noastră și a mea știm foarte bine că e ușor să semnezi o foaie cu o declarație politică foarte frumoasă și după aceea să te zbați ani de zile să adaugi substanță în spatele acestei foi și să nu reușești să atingi o parte din obiectivele sau mare parte din obiectivele frumos declarate în această, într-un asemenea angajament politic. De aceea abordarea la nivel de politice este să discutăm mai mult un plan de acțiune. Cum am putea eșalona pe un timp, pentru a câștiga timp, pentru a dezvolta o construcție solidă, cum am putea dezvolta un parteneriat strategic fără însă de a-l declara ca fiind parteneriat strategic. Acest roadmap, în mod normal, funcționează ca un parteneriat strategic de fapt. Și vedem destul de mult, potențial în a găsi destul de multe inițiative, de a avea destul de multe inițiative pentru a da substanță unui roadmap comun român-ucrainian. Există, noi am propus două abordări, o abordare selectivă și una globală sau comprehensivă, care să aibă trei faze, ambele abordări, ambele soluții să aibă trei faze. O fază pregătitoare care înseamnă 2019-2020, în care părțile pot să facă anumiți pași tehnici legate de drepturile minorităților, legate de dezvoltarea unor interfețe de cooperare la nivelul securității și apărării. După aceea să existe inițiative care pot fi selective sau comune legate de elemente sau pași care nu sunt foarte bine structurați, dar care ar trebui să ne ajute în a dezvolta o fază structurată în care să declarăm un parteneriat strategic între cele două țări. Deci avem o abordare graduală a acestui parteneriat strategic și în faza finală chiar enunț o serie de inițiative care ar putea, propunem anumite inițiative care ar putea fi alocate fiecărei faze, începând de la o discuție legată, de exemplu, de un forum de securitate non-guvernamental pentru reforma sectorului de securitate și apărare, până la lucruri foarte avansate legate de securitatea cibernetică, securitatea maritimă. Și aș vrea să închei cu două sau trei sugestii la care țin foarte mult sau care ar trebui avute în vedere în cazul unei, să zicem, unui demers mai intensiv pe această zonă de a dezvolta un plan comun. Este vorba, în primul rând, sigur, de deblocarea problematicii legate de minoritatea sau statutul minorității române din Ucraina. Cred că nu avem nevoie de soluții revoluționare, avem nevoie de mai multă voință politică. Această problemă poate fi rezolvată pe termen scurt și rămâne încă o dată nu în domeniul cooperării, securității și apărării, ci este în problema, să zicem, sau în sectorul politic, odată rezolvarea acestei probleme, dar cu observația importantă și de ce o menționez în raport. Problematica minorității este puternic folosită de către Federația Rusă în această regiune. Că este vorba de propagandă, în a propaga teme false legate de statutul minorităților, că este vorba de fake news, că este vorba de dezvoltarea unor organizații de fațadă pentru obiective legate de statutul unor minorități. Toată această problematică a minorității sau problema minorității în cadrul relației bilaterale ar trebui să aibă întotdeauna un background, această conștiință a faptului că Rusia încearcă să folosească această vulnerabilitate. Deci e foarte important. A doua sugestie importantă sau prioritate pe care o văd pe termen scurt este cea legată de o cooperare mai strânsă în domeniul securității aeriene și maritime. Cred că sunt cele două domenii în care vom avea o conexiune foarte strânsă între
strategia de descurajare NATO și România ca țară de graniță a NATO în această regiune și relația cu parteneria cu partenerul strategic Ucraina. Cred că pe această dimensiune, din punct de vedere militar, ar trebui să extindem ceva mai mult sau să discutăm ceva mai mult. România cred că are obligația să facă mai mult în această zonă și probabil că evoluțiile pe care le observa și noastră în zona Dobrogei, în zona regiunii Mării Negre, legată de dezvoltarea unor facilități, inclusiv americane, în această zonă, va oferi un potențial pentru a dezvolta mai mult aceste două domenii. Și în final, un lucru absolut obligatoriu, probabil chiar mai important decât cel care am spus înainte, este cel legat de apărarea cibernetică. Cred că aici nu există bariere politice și nu cred că există bariere geografice sau de altă natură. Cred că apărarea cibernetică ar trebui să devină o prioritate în cadrul acestui parteneriat strategic România-Ucraina. Sunt cele trei elemente, aerian, maritim, cibernetic, care ajută și prezența NATO în această regiune și ajută și starea de securitate sau pentru starea de securitate și a României și a Ucrainei. O să mă opresc aici și o să dau cuvântul lui Leonel. Mulțumesc mult, Claudiu. Deci, încă o dată repet, dacă cineva dintre dumneavoastră nu a primit studiul de la mine, eu l-am trimis imediat cum a fost elaborat și a fost publicat pe site, îmi dați un semn și vă mai trimit încă o dată unde. De fapt, vă trimite ambele și cel al colegilor din Ucraina să vedeți raportul. Eu am făcut facultate de relații economice internaționale și atunci când am început să studiez la această facultate, pe mine mi-a învățat primul lucru că nu există politică fără economie, fără bani, fără abordarea pragmatică a oricărui dialog cu partenerii străini. De aceea este foarte important că avem și un capitol dedicat domeniului de cooperare economic și energetic în studiul nostru. Iar Leonel a încercat să identifice un potențial model sau potențiale carențe din modelul românesc care pot să afecteze dialogul bilateral în domeniul economic și în domeniul energetic cu Ucraina. Și aici, iarăși, adresarea este una internă, nu este o adresare către autoritățile ucrainene, pentru că ele trebuie să rezolve propriile probleme la ei acasă și să gestioneze acel cadru legislativ și fiscal necesar pentru a încuraja investițiile străine directe în Ucraina. Deci, la unele te invit să explici care trebuie să fie abordarea României pentru dialogul bilateral cu Kievul. Mulțumesc!